Iată că am ajuns și la ultimul eveniment de astăzi, duminică, la încheierea târgului de carte Bookfest, o sărbătoare a cărții și ultimul eveniment și al târgului la standul editurii Herald, dar și al zilei de duminică, terapia MDR în lucrul cu trauma, și vom povesti despre cartea lui Ariel Schwartz, terapia MDR și psihologia somatică, rolul esențial al intervențiilor orientate spre corp în lucrul terapeutic cu trauma. Iată, al doilea eveniment, am mai avut unul pe zona de psihosomatică, trauma și corpul, care a deschis seria de evenimente, Pat Ogden. Acum îl închidem tot cu psihologia somatică și alături de noi invitații Livia Căciuloiu, psiholog clinician, psihoterapeut specializat cu formare și acreditare în MDR în Londra, specializat în tratamentul traumei complexe și al tulburărilor disociative prin MDR, membru MDR România și membru colaborator al Institutului pentru Studiul și Tratamentul Traumei ISTT. De asemenea, Alex Căciuloiu, psihoterapeut specializat, formare MDR nivelul 2, IOPT, cuplu și individual, specializat în tratamentul traumei PTSD, membru MDR România și membru colaborator al ISTT și, nu în ultimul rând, Laura Spânu, psiholog clinician, psihoterapeut MDR și de familie, în proces de formare în therapeutical yoga. Cartea Terapia MDR și psihologia somatică este, putem spune, un ghid care se adresează tuturor celor care sunt interesați de această orientare terapeutică, de această formă de abordare și orientare terapeutică MDR și care o și practică, ajutându-i să integreze terapia somatică în ședințele lor. Autoarele, Ariel Schwartz și Barb Mayberger, explică într-un mod foarte clar și concis și cumva aplicat cum poate fi abordat aceasta în munca terapeutică pentru a se obține rezultate mai ample în tratament. Și aș începe discuția cu Livia întrebând-o ce este de fapt pentru publicul larg, ce este de fapt MDR. Mulțumesc, Sorin, mulțumesc pentru invitație și pentru ocazia asta de a vorbi despre ghidul ăsta absolut minunat în perspectiva mea. Terapia MDR este o formă foarte complexă și inovatoare de lucru în psihoterapie și se referă la, pe scurt, tratamentul traumei psihice și efectelor acesteia în tot ceea ce privește funcționarea noastră. Vine de la, este o prescurtare de la Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Un acronim. Un acronim, da, care de fapt vorbește destul de puțin despre felul în care lucrează MDR, pentru că în denumirea sa este acoperit doar detaliul legat de funcționarea aceasta prin mișcările ochilor. Însă noi în MDR ajungem să avem posibilitatea să lucrăm cu clienții noștri și folosind alte modalități de stimulare bilaterală. Este o modalitate foarte complexă care nouă ne permite să folosim tot ce este în magazin în corpul nostru, emoțiile noastre, gândurile automate negative care se formează și se accentuează în urma unor experiențe traumatice ulterioare, putem să punem toate aceste detalii împreună și să reașezăm informația traumatică, informația corporală, emoțională, cognitivă, într-o modalitate coerentă. Pentru că noi, de fapt, după o experiență traumatică, ajungem să funcționăm splitați, disociați, rupți de noi înșine. Gândurile ne vorbesc despre experiența anterioară, când de fapt noi trăim într-un prezent care vorbește despre altceva. De exemplu, se zice, sunt în siguranță, însă efectele traumei îmi spun, sunt în pericol. Și prin MDR, noi practic ceea ce facem este să
punem în contact aceste două tipuri de informații și să reajutăm creierul să balanceze, să reproceseze informația și să ajungem la această fluidizare, la această coerență internă. Este un procedeu foarte complex și necesită într-adevăr o pregătire, o formare, o supervizare pentru psihoterapeuți. Laura, aș vrea să ne povestești puțin despre autoare, despre Ariel Schwartz și legătura, pentru că pomeneam puțin mai devreme, o altă formare în care tu ești în proces de formare acum, terapeutical yoga și EMDR. Mulțumesc și eu pentru invitație. Am fost foarte fericită să vin să vorbesc despre Ariel Schwartz, pentru că întâlnirea mea cu Ariel Schwartz în timpul pandemiei a fost cumva life-changing. Lucrurile s-au întâmplat cam așa. Era lockdown. Eram în modul acela în care probabil eram foarte mulți fight-flight și simțeam nevoia să fac ceva. Eram practicantă de yoga de ceva vreme și am dat o căutare pe YouTube să găsesc niște filmări, să fac și eu niște yoga acasă. Am găsit Ariel Schwartz, nu prea ea, nu arăta chiar ca un instructor de yoga filiform și foarte fit, dar am ajuns cumva să urmez practica ei. Surpriza a fost că a fost ceva diferit, nu ceea ce mă așteptam eu, și m-am simțit într-un mod diferit. Și bineînțeles că am căutat-o pe Google imediat. Și am aflat că, de fapt, doamna este psiholog clinician, psihoterapeut și în terapia ei, care abordează foarte mult trauma, are la bază o formare de terapie somatică, de terapie prin yoga, EDMR, doamna este formator, supervisor, consultant EDMR și fondatoarea unei metode terapeutice, care e cumva o metodă a traumei, e o metodă integrativă și care se bazează pe EDMR, terapia somatică, și centrată pe corp, yoga terapeutică și mai nou și pe internal family system therapy, terapia părților. Aveți și voi o carte tradusă la a lui Richard Schwartz. Richard Schwartz, da. Richard Schwartz. Nicio legătură între Ariel Schwartz și Richard Schwartz. Mi s-a părut fascinantă abordarea lui Ariel Schwartz, tocmai pentru că unește toate aceste terapii, explică foarte calm, blând, dar în același timp foarte exact și foarte concret, are niște protocoale, urmezi niște pași, la fel cum ca și terapia EDMR în sine, care este o terapie fundamentată științific, poate după CBT cea mai fundamentată științific terapie, tip de terapie care există în momentul acesta. M-am îndrăgostit de Ariel Schwartz, am citit mare parte dintre cărțile ei, are 6, cele mai multe sunt despre traumă, dar are și 2 despre yoga terapeutică, bazate pe teoria polivagală a lui Stephen Porges. Exact, da. Cam asta e legătura între yoga și, mă rog, una dintre legăturile importante între yoga și terapia somatică. Ambele sunt centrate pe legătura dintre minte și corp. Ambele ne ghidează să intrăm în contact cu corpul nostru pe care îl cam uităm. Îl neglijăm. Îl neglijăm, da, și nu-l onorăm atât de mult cât am avea nevoie. Intrând în contact cu corpul nostru, descoperim zone
care... A, apropo, corpul nostru ar trebui să fie cel mai bun prieten al nostru, pentru că ne cunoaște cel mai bine, știe cele mai multe lucruri despre noi, lucruri pe care mintea conștientă nu le știe deseori. Prin intermediul terapiei somatice și therapeutical yoga, putem să ajungem la acele emoții care sunt blocate, închistate undeva în corp și să... Încapsulate. Încapsulate, exact. Să le procesăm, să le scoatem afară, să le integrăm și astfel să cumva să ne eliberăm, să înțelegem mai multe lucruri despre noi. Sigur, terapia EDMR vine și face puntea și cu cognițiile și astfel avem cumva un avem cumva de toate. Adresăm și mintea și partea emoțională și partea de senzații. Pentru că nu se poate una fără cealaltă. Și dacă terapiile în ultimul, o mai mare perioadă s-au concentrat pe zona cognitivă, iată că acum adresează din ce în ce mai mult și felicitări, voi ați scos o grămadă de cărți din zona de terapie somatică și lucru cu corpul. Alex, se observă la nivel global în psihologie o atenție deosebită față de corp, mai ales în ultimii ani, exact ce vorbeam și cu Laura, orientări, abordări terapeutice, psihoterapeutice în lucrul cu corpul, iată, și în cazul yoga, da? Ne gândim, wow, yoga intră cumva în psihologie prin intermediul acestei, să spunem, forme de terapie, therapeutical yoga. Ce a declanșat asta și cum a devenit corpul atât de important în psihoterapie? Bine te găsesc și mulțumesc pentru invitația editura Herald. Eu aș spune că în momentul de față ne redescoperim corpul și redescoperim corpul în contextul terapiei, pentru că permanent au fost curente de psihoterapie care au pus corpul în prim plan. Însă, de-a lungul timpului, accentul poate s-a dus mai mult către partea de cogniție, către partea de comportament, adică lucrurile foarte evidente. Și ceea ce se întâmplă, și personal văd cam de 10 ani curentul acesta, pentru că foarte mulți specialiști ajung la un moment dat să se confrunte cu situații în cabinet, cu cazuri concrete în care abordările, vine să spun, cognitiviste, comportamentale, chiar și cele bazate pe emoții, ajung la un nivel după care nu mai funcționează nicio intervenție. Și acela este locul în care, dacă ne uităm, vorbim de corp, vorbim de senzații, vorbim de elemente atât de micro, care țin de somatizare, țin de lucruri care depășesc natura, să zicem, algoritmică, în care noi gândim reacțiile și gândim modul în care un om ar trebui să se comporte și să reacționeze la stres. Și pur și simplu, cred că e pur și simplu o redescoperire a corpului și o reîncadrare a importanței acestuia în cadrul terapiei. Chiar vorbeam în pauză cu colegele mele și ziceam, băi, la un moment dat toată lumea ajunge să lucreze cu corpul. Fie că vrei, fie că nu vrei, fie că ești confortabil cu asta, fie că ești mai puțin confortabil ca persoană, în terapie ajungi să lucrezi cu corpul. Mă bucur foarte mult să văd în ultimii ani o pleiadă de cărți care abordează corpul și corporalizarea, nu doar din perspectiva somatizării, cât din perspectiva a ceea ce aduce el în terapie. E un teritoriu atât de bogat în sensuri, în capacitatea de dezvoltare și de creștere. Și cred că pur și simplu este o redescoperire în acest moment a acestui tărâm atât de cunoscut totodată și atât de uitat. Și de aici oarecum interesul și publicului larg, pentru ceea ce înseamnă terapiile corporale, terapiile somatice, un lucru care se îmbină atât de frumos cu ceea ce noi știm despre psihoterapie, pornind de la Freud, pornind de la comportamentaliști, trecând prin umaniști și ajungând astăzi la o modalitate sincretică pe care am regăsit-o de frumos în acest ghid,
oameni care, cum să zic, 40 de ani de experiență este foarte ușor și se vede direct în modul în care sunt alcătuite exercițiile. Se vede foarte clar că sunt oameni care au lucrat mult în cabinet, au expertiza și experiența necesară și o fac într-un mod atât de ușor și de atrăgător, încât oricine citește această carte poate foarte ușor să intre odată în contact cu propriul corp și apoi să-și ajute fie un prieten al familiei, fie o rudă, fie un client în cabinet, să-l ajute și pe acesta să facă același lucru. În concluzie, cred că ne redescoperim corpul și suntem așa în precipitul unei, poate mult spus, revoluții, dar cel puțin unei reconectări cu noi înșine, din perspectiva corporală. Livia, această carte aduce valoare și prin faptul că, iată, se referă, aș spune, un lucru oarecum inedit, la oboseala de compasiune a terapeutului. Nu știu câtă lume se gândește ce se petrece cu terapeutul după ce s-a pompat în el tot ce înseamnă partea aceasta de, nu știu, răni emoționale, traume, depresie, atacuri de panică, anxietate, stres și așa mai departe. Iar el, terapeutul, ne-a ascultat și ne-a conținut, ne-a ținut spațiul, iar noi să ne simțim mai bine. Și întrebarea este, el cu el ce facem? Și aș vrea să vorbim puțin despre semnele care pot arăta că un terapeut poate fi, să spunem, într-un burnout continuu și cum iese terapeutul din acest burnout. Mulțumesc că ai deschis subiectul și mulțumesc și autoarelor că au un capitol întreg despre asta. Cred că e foarte important să vorbim despre asta. Psihoterapeuții care lucrează în zona aceasta de psihoterapie de traumă, care lucrează poate în contact cu persoane în mare durere, care trăiesc frici, care trăiesc experiențe foarte dure, aud foarte multe povești de viață, sunt empatici, pentru că un psihoterapeut nu cred că poate să intre în meseria asta și să investească atât efort dacă nu îl interesează cu adevărat omul din față și nu e un om empatic. Și, într-adevăr, de la un punct încolo, poate să devină foarte greu să rămână în acest contact cu clientul său. Exact cum spui tu, psihoterapeutul e acolo să conțină și conține cu ceea ce conține el. Adică conține cu propriile capacități persoana din față. Și nu doar cu propriile capacități, conține și în contactul acesta emoțional, fiind în contact cu propriile emoții, cu propriile senzații corporale. El se simte pe sine și simțindu-se pe sine e în contact cu celălalt. Și poate că unul dintre primele semne care ar spune că poate deveni prea mult pentru un terapeut, poate să fie chiar o neplăcere fizică, o neplăcere simțită în corp, în stomac, în umeri, poate, nu știu, sunt persoane care pot să spună, uite, simt un nod în stomac doar când mă gândesc că mă voi întâlni cu X și voi auzi din nou despre situația sa. Sau, dar e o situație atât de copleșitoare și îmi vine să mă fac mic sau mică și e o trăire corporală pe care psihoterapeutul poate să o aibă și poate că nu este neapărat conștient de ea. De asta mi-a plăcut foarte mult că autoarele au pus accent pe acești indicatori fizici pe care un psihoterapeut poate să ia în seamă, măcar cognitiv pentru început, și să-și facă un scan în corp și să vadă, înainte de ședință, cum sunt în așezarea mea, mă simt ancorat? Una dintre formatoarele mele în EMDR spunea așa, Kathy Steel, mai exact, eu înainte de ședință am grijă să stau cu amândouă picioarele pe podea și să-mi simt șezuta. Dacă nu-mi simt șezuta, mă întreb oare ce e cu mine aici? Oare de ce plutesc în afara corpului meu? Eu ar trebui să-mi simt centrul de greutate aici, ar trebui să mă simt în stabilitatea mea. Dacă întâlnirea cu altă persoană mă face să mă simt ca și cum aș pluti, oare nu sunt eu activată în momentul ăsta? Oare n-ar trebui să am eu grijă de mine înainte să mă întâlnesc cu această persoană? Pentru că oamenii vin cu speranța de a fi ajutați și e o așteptare absolut firească și noi, ca specialiști, trebuie să fim acolo pregătiți să o facem. Sunt exerciții pe care putem să le facem înainte
parte de sesiuni, cum ar fi acest scan corporal, poate chiar să ne observăm emoțiile, ne bate inima mai tare dacă știind că o să mă întâlnesc cu cineva. Și chiar în timpul ședințelor putem să observăm dacă apare vreo tresărire fizică în contact cu celălalt. Oare sunt mai sensibilă la anumite povești de viață? Oare sunt mai sensibilă la anumite emoții pe care celălalt le are? Pentru că sunt poate psihoterapeuți, nu întotdeauna, însă poate în anumite etape din viața lor, în etape mai încărcate din viața lor, în care le este foarte greu să stea cu anumite tipuri de emoții. Poate că trec printr-o perioadă de neputință personală, am o situație de familie mai complicată și mi-e dificil să stau în perioada asta cu neputința celuilalt. E foarte important să-mi fac acest scan și să știu de mine încă de la început, pentru că atunci când intru în relație cu acest om din fața mea, să știu care sunt limitele și competenței mele și limitele până la care mă pot conține pe mine. Ulterior, după ce se încheie sesiunea, putem din nou să ne facem un scan în corp, să ne observăm gândurile. Dincolo de notițe, mie îmi place să iau notițe, dincolo de notițe stau și mă întreb, ok, cum a fost ședința asta pentru mine emoțional și cum mă simt? Îmi vine să fug? Pot să stau în continuare echilibrat aici pe scaun? Simt vitalitate în continuare în corpul meu, acestea sunt semne de sănătate. Am vitalitate, am energie psihică, simt că vreau să fac asta în continuare, mă simt în continuare pasionată de munca mea, sau vreau să-mi iau o pauză, să nu mai aud. Autoarele dau aici exemple de persoane care pot gândi, vreau să mă apuc de altceva, vreau să fug în lume, nu mai vreau să aud despre experiențele de tipul ăsta, vreau să mă apuc să lucrez cu alte tematici. Deci pot să apară anumite mecanisme de protecție și e important să știm de ele, să le luăm în calcul. Pentru că altfel, nu doar facem un deserviciu neetic și celui care apelează la noi, însă ne facem și nouă un deserviciu major. Pentru că să trecem peste emoțiile noastre, din corpul nostru, din gândurile noastre, peste semnele noastre de stop, ne pot duce fix în zona unde spuneai tu, în zona aceasta de burnout emoțional. Și la noi, în psihoterapie de traumă, se știe foarte clar despre traumatizarea vicariantă. Suntem expuși, este o realitate, avem nevoie să avem grijă de noi în primul rând, pentru că, exact cum se spune, mai întâi noi ne punem masca de oxigen, altfel nu avem cum să ajutăm pe celălalt să-și o pună singur, nu? Cam asta aș zice. Mulțumesc, Livia. Laura, cum ar putea terapia EMDR să ajute la recâștigarea controlului asupra emoțiilor, comportamentului și gândurilor? Mie îmi place să spun că terapia EMDR ajută la decuplarea pilotului automat. Funcționăm foarte mult în zona asta de inconștient, studiile zic că pe undeva la 90%. Și atunci, ceea ce corpul știe, ceea ce încapsula acolo, poate ieși în contexte diferite de viață și putem ții emoții, senzații, cu o intensitate mult prea mare față de ceea ce se întâmplă în contextul de viață curent. Atunci înseamnă s-a activat o parte din noi, care o parte rănită, o parte traumatizată, poate că de foarte multă vreme, și ea iese și asta ne poate afecta calitatea vieții. Ce face terapia EMDR este că începe să sape și începe să scoată la suprafață partea aceea foarte mare a icebergului care nu se vede, care este sub nivelul apei, începe să scoată ușor-ușor la suprafață. Și asta o face adresând emoții, adresând senzații, dar în același timp și cogniții pe care noi le-am învățat în momente, să zicem, păstrăm traumatizante, deși o să explic imediat ce e cu traumatizantul ăsta. Le scoate la suprafață și realizăm deodată care este cogniția mea negativă despre mine, despre propria mea persoană sau poate despre lume, că nu e un loc sigur sau sunt în pericol sau despre ceilalți, că nu sunt de încredere. De fapt, contextul în care funcționez este un context
foarte safe. Persoana cu care relaționez, de fapt, este poate partenerul meu, poate copilul meu, și este o relație de încredere acolo. Doar că în momentul în care doanele mele au fost activate, eu nu mai funcționez din partea mea de adult sănătos, ci funcționez din partea traumatizantă. Terapia EDMR adresează, cum ziceam, atât senzațiile, cât și emoțiile, cât și aceste gânduri negative, cogniții negative. Noi și prin procesare ne înlocuiește cu niște cogniții pozitive. Și aș vrea să mai explic un pic cum e cu treaba asta cu trauma. Da, teoria, terapia EMDR la bază a avut... A fost o terapie creată de Francine Shapiro pentru PTSD, dar este o terapie valoroasă pentru orice tip de experiențe negative. Și dacă am timp, aș vrea să dau un exemplu care mi s-a părut foarte relevant. Pe lângă clasicul PTSD care provine de exemplu pe care îl au de exemplu soldații care au lucrat în care au luptat în război, da? Operațiuni, da. Un soldat care a lucrat în teatru de operațiuni aude un zgomot de la o mașină și imediat se activează, deși mașina respectivă poate era vreun Ferrari care era foarte puternic și nu avea nicio legătură cu el. Dar aici mi se pare o zonă foarte clară. În schimb, aș putea să dau un exemplu despre un domn, o să-l numim Andrei, avocat, care își ura, desigur, meseria, nu-i plăcea deloc, pictor talentat, îndrăgostit de pictură, cu ceva succes în zona asta, nu reușea deloc să se lase de avocatură și să își urmeze calea. Și era o învârteală așa în jurul cozii, nu își putea da seama de ce. Prin intermediul terapiei EMDR, pentru că terapia EMDR navighează cumva prin memory network, ajutați-mă, rețelele minții, memoriei, și ne duce cumva la, poate să ne ducă la amintirea originală. Prin intermediul terapiei EDMR, acest Andrei a ajuns la o imagine în care el era foarte mic, avea vreo 2 ani, și se juca cu mingea la primul nivel al casei, casa având o scară destul de abruptă. Mama, care trebuia pe jos, îi strigă să nu care cumva să coboare. Doar că copilului i-a scăpat mingea pe scări. Și copilul, care la 2 ani își dorea foarte mult să se joace cu acea minge, a plecat după ea. Mama, speriată, când l-a văzut jos, l-a plesnit. Deși nu era o mamă care să aplice tratamente violente de felul ei, însă și ea s-a speriat foarte tare, probabil că avea și ea un model similar. Ceea ce a interiorizat Andrei a fost că nu e în regulă să urmezi ceea ce îți dorești. Pentru că el își dorea, la 2 ani sigur își dorea să meargă cu mingea. Imediat ce a procesat această amintire, poate că nu chiar imediat, dar după ce a procesat această amintire, au urmat și altele, au reușit să renunțe la care îl ura și să își urmeze visul și transformat-o în job de zi cu zi. Alex, ce înseamnă să procesezi complet o amintire traumatică și de ce este important acest lucru în procesul de vindecare? Deci cred că primesc întrebarea asta de la fiecare client cu care încep procesul de EMDR. Când e gata?
Ce înseamnă să procesez complet? Hai să ne gândim la un exemplu concret, da? Și anume, nu știu, am fost, sper că nu e nimeni aici care a fost mușcat de câini, să nu trigăruiesc pe nimeni, să zicem că mă mușcă un câine pe stradă. Și de fiecare dată când trec prin acel loc sau am de face, văd un câine în depărtare, poate încep să am tremurături, frisoane, poate senzație, dar vreau să schimb strada sau să mă întorc acasă. În momentul în care începem să lucrăm cu MDR, focusul e pe acel moment și începem să-l prelucrăm cadru cu cadru, ca și cum luăm un video de pe YouTube, și cadru cu cadru stăm și facem această procesare care de obicei se face prin stimulare bilaterală, adică sunt e o modalitate în care fie urmărești degetele terapeutului tău, da? Ceva de genul ăsta cu ochiul, fie faci sistemul ăsta de fluturaș, da? De fluture, îmbrățișare fluture. Uitându-mă, ținând clar în minte imaginea asta care mă deranjează, în momentul în care văd câinele sau în momentul în care mă mușcă câinele și simt durerea, și făcând această stimulare bilaterală, pe parcursul a poate o ședință sau două sau mai multe, în cazul în care sunt și alte amintiri în urmă, ceea ce observ e că dacă mă duc înapoi cu mintea în acel moment în care am fost mușcat de câine, văd acea situație ca fiind ceva ce știu că mi s-a întâmplat mie, dar nu are niciun fel de încărcătură emoțională, poate niciun fel de încărcătură emoțională nedorită sau dureroasă, și mă uit ca la un film alb negru, care știu că mi s-a întâmplat mie, dar nu elicită în mine nici un fel de tulburare, nici un fel de activare emoțională. Asta aș numi eu procesare completă. Sigur, ce spuneam mai devreme, de obicei, ceea ce se întâmplă atunci când avem de face cu PTSD sau PTSD complex, este că nu avem o singură amintire traumatică. Și noi avem această metafora ciorchinelui. Atunci când ne doare ceva, amintirile din care se hrănește acea durere poate sunt un ciorchine de amintiri. Poate să fie vorba de, nu știu, un caz de bullying, da? În care am fost supus hărțuirii unor colegi, dar n-am fost supus o singură dată. Poate am fost supus la 3 sau 4 momente diferite, instanțe înalt stresante, înalt, astfel încât să treacă peste pragul meu de toleranță, să devină traumatice. Și atunci, poate în cadrul terapiei voi procesa toate acele momente, până când, chiar dacă mă voi putea gândi la mine pe viitor, fiind împus într-o situație de bullying, să n-am niciun fel de activare emoțională, să fie like, ok, și dacă o se întâmplă asta, o să știu cum să reacționez, e ok, sunt un om adult, mă descurc. Mulțumesc. Lidia, cum ajută mișcările ochilor în procesul de vindecare a traumei? Poate fi practicată de oricine această tehnică? Noi folosim în timpul stimulării bilaterale aceste mișcări stânga-dreapta ale ochilor. De asemenea, se folosește și această mișcare despre care spunea Alex, butterfly wings, bătăile fluturelui, stânga-dreapta alternativ. Se folosesc și în căști, anumiți stimuli auditivi alternativ, bătăi pe vârful genunchilor, tot alternativ. Însă este foarte important să înțelegem, aș spune eu, că dincolo de eficacitatea, eficiența acestei metode de lucru, ea este o metodă de lucru în psihoterapie de traumă și nu este indicat ca oamenii să o folosească singuri, acasă. Această modalitate de stimulare bilaterală, ceea ce face este să ne ajute memoria, stimulează cortexul prefrontal, amigdala, hipocampul, cumva le pune împreună și se întâmplă o pendulare foarte rapidă între amintirea încărcată, amintirea cu emoție, cu senzații corporale, pe care noi o targetăm, pentru că lucrurile în MDR sunt foarte bine, foarte clar delimitate. E o matematică în sine ce se întâmplă și iubesc lucrul ăsta în protocol. Practic, noi stimulăm creierul așa încât să aducă la suprafață și să deschidă această amintire cât mai clar, o punem pe masă și în același timp ajutăm persoana să rămână ancorată în prezent, în contact cu terapeutul și în context terapeutic. Pentru că altfel poate să apară riscul de a fi trasă în trecut. Dacă nu există acest ajutor
pe care îl aduce psihoterapeutul, stimulii pe care îi mai aduce psihoterapeutul, pauzele pe care îi le adresează, întrebările pe care îi le adresează, așa încât să-l ajute să se ancoreze în prezent, ce se poate întâmpla, riscul care se întâmplă dacă persoana își aplică singură, este să își activeze amintirea și să redevină invadată. De aceea, sunt anumite etape în lucrul cu EMDR unde clientul poate să primească, zic așa, binecuvântarea terapeutului. Poți face asta acasă, însă foarte clar delimitat. De exemplu, uite, lucrăm împreună amintirea asta, trecem deja, pentru că EMDR-ul este un protocol în 8 etape, sunt 8 pași care se fac până inclusiv procesarea evenimentului traumatic. Deci am trecut prin etapa de history taking, am trecut prin etapa de anamneză, ești stabil, ai resurse să trecem la procesarea cu EMDR. Ok. Odată ce există aceste trei check-uri, da? Am trecut cu bine de asta, știm că putem procesa acum trauma, atunci pot să spun, uite, acasă, dacă apare un stimul, dacă apare o anxietate la suprafață sau dacă apare o neplăcere, poți încerca să-ți faci singur 12 seturi de butterfly wings. Da? Atât. Sau în funcție de cum consideră terapeutul în momentul respectiv. Pentru că altfel, dacă duce procesul prea departe, este posibil să își reactiveze fără să vrea alte amintiri, alte senzații corporale. Un atu foarte mare pe care îl are metoda EMDR este faptul că funcționează foarte repede. Și creierul nostru abia așteaptă să-și pună informațiile în ordine. Odată ce este stimulat, îl aduce foarte repede informația la suprafață, așa încât prea multă stimulare bilaterală în contact cu emoția, în contact cu gândurile și cu senzațiile corporale pot să ne ducă într-o zonă în care nu vrem să fim singuri. De aceea este foarte important să fim asistați de un psihoterapeut format în EMDR și, da, ne putem folosi de aceste tehnici singuri la indicația terapeutului în etapele potrivite. O să încerc și eu, da, ușor, o să încerc și eu acasă. Laura, cum ar putea această carte a lui Ariel Schwartz să contribuie la educarea și formarea viitorilor psihoterapeuți și la creșterea conștientizării în rândul opiniei publice, a publicului larg, despre importanța tratamentului adecvat al traumei și îngrijirii somatice în procesul de vindecare? După cum spunea Lidia mai devreme, cartea este foarte bine scrisă și conține foarte multe informații și foarte exacte și niște intervenții, da, o listă de intervenții foarte bine pusă la punct, însă recomand cu tărie și eu să nu se facă acest protocol fără o formare de specialitate. Deci mergeți, dragi psihoterapeuți, și faceți această formare. Ce aduce această carte în plus față de alte cărți despre terapia EMDR este această latură somatică pe care Ariel Schwartz o explică foarte bine și dă multe instrumente prin care putem avea acces direct la corpul nostru. Și asta mi se pare foarte util pentru un terapeut EMDR deja format. Sunt niște informații foarte utile și prin intermediul cărora accesul la corp este mult mai facil. Da, exact. Poate că sunt câteva tehnici pe care le putem încerca și singur acasă, cu siguranță, dar tot la recomandarea terapeutului, adică nu cred că eu, client obișnuit, iau această carte și mă uit, a, ce drăguț, ia, uite, o tehnică și încep să fac și eu, mai ales că
toate aceste tehnici pe care le-au exprimat colegii mei, cumva sunt două tipuri. Una de pentru faza de desensibilizare și una pentru faza de instalare a unor resurse, de exemplu, sau a cogniților pozitive. Există pericolul să le încurc. Și în momentul în care sunt inundat emoțional, mai tare să mă adâncesc făcând această stimulare bilaterală. Așa că revin, e formarea în terapia EDMR este de bază. Cât despre ultima parte a întrebării, care era despre publicul larg, publicul larg, cred că prin intermediul vostru și vă mulțumim, este din ce în ce mai educat, al editurii Herald, mulțumim. Este din ce în ce mai educat în legătură cu terapia, tot felul de terapia somatică și corporală, tot felul de metode. Da, putem să citim acum pentru că avem acces la foarte multe informații și vorbeam cu colegii mei mai devreme, acum ceva ani, stăteam și căutam prin biblioteci, încercam să traducem și să ne informăm și procesul era mult mai complicat. Acum procesul este mult mai facil atât pentru terapeuți cât și pentru publicul larg. Împrietenirea cu corpul, mie personal mi se pare un câștig al ultimilor ani, în țara noastră cel puțin, faptul că aceste tipuri de terapii și aceste tipuri de abordări au ajuns atât de aproape de clienți, de publicul larg și pare că și faptul că au început oamenii să ceară, să știe și să ceară, nu mai vreau să stăm de vorbă. Mai vreau altceva. Uite, am citit la Herald despre o terapie. Știi ceva despre ea? Așa că vă mulțumim, editura Herald, că faceți posibile educația în felul acesta. Și noi vă mulțumim că sunteți tot timpul alături de noi. Alex, mi-au plăcut foarte mult intervențiile care se referă la construirea unei echipe de aliați imaginari, pe care, iată, ne imaginăm atunci când suntem la nevoie. Și această metodă este de asemenea sugerată și în ceea ce privește îngrijirea de sine a terapeutului. Cum funcționează mai precis această tehnică și cum ne ajută ea? E o tehnică pe care am folosit-o destul de des în cabinet, mai ales atunci când am de-a face cu persoane, clienți, care poate nu au avut modele sănătoase sau modele pozitive de părinți, parentale, sau nu au avut adulți model în jur. Ce se întâmplă e foarte simplu și anume pornim de la o situație în care o persoană spune nu am curaj sau mă simt foarte temător să fac ceva ce mi-am propus. Nu știu, de exemplu, să dau carnet de conducere. Da? Și atunci procesul e foarte simplu. Cu ajutorul terapiei MDR, prin stimulare bilaterală și asta e ceva pentru care recomand cartea asta oricărui terapeut care vrea să se apuce să învețe despre terapia MDR, să se certifice în asta, fie e deja certificat și poate are nevoie de un conținut atât de bogat și de valoros de intervenții, printre care este cea despre care vorbim. Pur și simplu ne imaginăm o persoană care, nu știu, care am avut până la un moment dat poate contact sau un model de-al nostru de conducere a unei mașini cu foarte mult succes. În cazul unui client al meu la care mă gândesc și mă amuz, el s-a gândit la Titi Aur. A zis, wow, cum ar fi să-l am pe Titi Aur în spatele meu, efectiv, eu conducând cu polițistul în dreapta și Titi Aur în spate, spunându-mi din când în când, las-o mai încet, ai grijă, vezi că din stânga vine, vezi că vine din dreapta, fii atent, asta e intersecția aia, ia-o încet. Și ceea ce am făcut a fost să îl imaginăm pe Titi Aur în încăpere cu noi și să lăsăm să vorbească în niște momente în care clientul era extrem de temător, gândindu-se, vai, o să mă încurc, n-o să știu ce să fac, mamă, ce bine ar fi să am pe cineva care conduce bine la mine în familie, aș fi putut și eu să învăț asta. Și, efectiv, folosindu-ne de capacitatea asta extraordinară a creierului nostru de a-și imagina și de a nu putea să facă diferența între ceea ce ne imaginăm și ceea ce ni se întâmplă, da? Faptul că îl simțea pe Titi Aur aproape, cu toată expertiza aia de aur, da?
de condus defensiv, de pilot de curse, avându-l pe el în spate, a fost în stare să zică, a, păi dacă l-am petit, ia oricum mine, e perfect. Și acum extrapolând, da, pentru că vorbim de echipă de aliați, gândiți-vă cum e pe lângă Titeaur să mai avem poate și un model de cel mai calm om din lume, care în momente de stres se spune, e ok, hai să o luăm încet, tu știi că te descurci, e doar o formalitate condusul ăsta, e doar o formalitate examenul de traseu, e ok, ai făcut asta de 6 ori înainte, ai fost în aceleași locuri, n-are ce să se întâmple. Și în același caz, acestui client a mai chemat și un polițist, cel mai cum se cade polițist pe care l-a văzut el în viața lui. Și mi-a zis, păi da, că eram la un dat cu un prieten. Și ne-a oprit un domn care și-a cerut scuze că ne oprește. Și-a cerut scuze că trebuie să ne ceară actele. Și a zis, cum ar fi să dau de carnet cu acel om? Și ne-am imaginat că suntem în mașină cu aceste persoane, eu făcându-i cu mâna pentru că plecau pe traseu, ca să nu fie legat de persoana mea, și mi-a zis, după ce am încetat ședința, am zis, gata, acum mă duc, mă programez, lucru pe care l-am amânase, atenție, un an de zile, amânase să se programeze la examenul practic. S-a dus și-a luat carnetul. Astfel încât, ca să generalizez, echipele de aliat sunt pur și simplu ceea ce avem noi nevoie ca să trecem printr-o situație pe care poate fără acești aliați imaginari nu simțim că avem resursele să o facem. Poate fi făcut în foarte multe situații, poate fi folosit exercițiul ăsta într-o multitudine de circumstanțe. Îl recomand cu mare drag, dar din nou cu același asterix, sub supervizarea unui terapeut, pentru că uneori apar și amintiri negative legate de evenimentul cu care mă confrunt. Exact. Și atunci, în primul rând, trebuie să mă ocup de acele amintiri negative, să le desensibilizez și apoi pot să trec la exercițiul acesta, care e un exercițiu de activare a resurselor, într-un fel. În 1994 am dat pentru permis. Am picat sala de 2 ori, nu mai știu, de 2 sau de 3 ori, și zic că nu e de mine. Apropo de exemplu foarte bun pe care l-ai dat. Cel care mă ghida, da, cu care făceam instructorul, da, mi-a zis la vremea respectivă, bă, băiatule, fă orice vrei tu, orice altceva, dar nu, bun. Mergând pe ideea că repetiția și antrenamentul și exercițiul sunt mama înțelepciunii și a desăvârșit până la urmă. Contează foarte mult să aibă un caracter, să înveți să aibă un caracter repetitiv. Bun, n-am mai dat. După 4 ani, în noiembrie sau decembrie 1998, o colegă, căreia îi mulțumesc, o colegă de birou, de serviciu, era prima dată când dădea. Zice, eu mă duc și dau pentru, dar vreau să mergi și tu cu mine. Că uite, știu, mi-ai povestit că n-ai dat. Băi, eu nu mă mai duc acolo. Nu, că, și s-a ținut de mine și m-am dus. Și am luat din prima. Am învățat, da, și consider că sunt un șofer bun și fără incidente. Și am zis, da, uite cât de important este să ai la un moment dat pe cineva care să te susțină într-un demers pe care tu l-ai dat cumva uitării, da? Deci gata, nu mai... Și ultima întrebare, Livia, pentru că am început cu tine, terminăm cu tine. Ce face ca terapia EMDR să fie diferită de alte forme de psihoterapie? Pentru că, uite, mai devreme am menționat despre Laura cu Therapeutical Yoga. Tu colaborezi și voi doi, de fapt amândoi colaborați cu ISTT pe ceea ce înseamnă psihotraumatologie, da? Psihologia traumei. Iată ce o face deosebită pe această metodă, pe EMDR. Îmi vine să zic în primul rând faptul că e o metodă îndelung cercetată și validată științific, exact cum spunea Laura mai devreme, poate că e una dintre cele mai cercetate protocoale
tocmai pentru că funcționează atât de bine. Iar oamenii au stat să se întrebe de ce funcționează atât de bine. Hai să cercetăm. Și în consecință avem foarte multe studii care îi dovedesc eficiența. Este o abordare prima recomandată de Asociația Psihiatrilor Americani, de NICE, de Asociația Veteranilor din Statele Unite, de OMS, pentru că funcționează și nu e nicio îndoială în asta. Mă gândeam mai devreme, auzind colegii mei, riscul într-adevăr este acesta de a practica de unii singuri, fără terapeut, într-adevăr este să ne activăm, însă pot să nu apară deloc efecte, însă asta înseamnă că nu s-a aplicat protocolul corect, pentru că el funcționează. Și îmi vine să spun că asta o diferențiază. Este acest protocol care, odată aplicat corect, înțeles cu adevărat, el va funcționa. În același timp, terapeuții au foarte multe resurse pe care le pot folosi la clienți. Pot să, așa cum exemplifică și autoarele în această carte, pot să se folosească de indicatorii corporali, pot să se folosească de tresăririle care apar în clienți, pot să se folosească de anumite expresii care să ajute procesarea, să-i ghideze și mai bine. Ce mai face diferită terapia MMDR? Unul dintre lucrurile pe care eu pentru care sunt recunoscătoare pentru această terapie MDR, pentru că lucrez nu doar cu persoane cu anxietate sau cu, știu eu, experiențe de viață, de stres înalt, să zic așa, sunt anumite experiențe traumatice despre care ne este extrem de greu să vorbim, unde este implicată foarte multă umilință, rușine, unde putem să vorbim chiar și de cazuri de tortură. Iar în acele momente, pentru acele experiențe, este foarte dificil omul să meargă la cineva și să-i povestească verbal prin ce a trecut. Este foarte dificil să stea, să-și găsească cuvintele, să privească terapeutul în ochi sau poate măcar să știe de prezența lui și totuși să verbalizeze prin ce a trăit. Este extrem de dificil și foarte mulți oameni nu se duc în terapie știind că trebuie să se expună și să-și povestească experiențele. Ce aduce terapia EMDR este posibilitatea de lucru blind to therapist. Este o variantă de lucru pentru psihoterapeuții avansați, să zic așa, în lucrul cu EMDR, unde noi putem practic să ajutăm și să susținem clientul să își proceseze experiența traumatică fără să-i cunoaștem detaliile. Pentru că protocolul este atât de bine pus la punct, încât eu, dacă îl cunosc, știu exact ce să întreb, așa încât persoana să nu trebuiască să-mi spună detaliu cu detaliu prin ce i s-a făcut, de exemplu. Poate să-mi spună, este o experiență în care mi se întâmplă ceva și simt foarte multă rușine. Perfect. Unde în corp simți asta? Ce gândești despre tine? Doar fii conștient, nu trebuie să-mi spui, da? Avem lista cu cogniții negative, doar cam tu îți alegi de acolo, nu trebuie să-mi spui dacă nu este confortabil, începem protocolul, mergem mai departe, iar emoțiile respective sunt descărcate. Ce aduce terapia EMDR este că ne ajută să trecem peste bariera limbajului. Și mi-a plăcut că vorbește aici și despre experiențele acelea cu persoane din alte culturi, acolo unde oamenii poate nu își găsesc tocmai cuvintele potrivite. Eu lucrez cu persoane din diaspora și de alte naționalități, nu trebuie să mi se traducă, nu trebuie să înțeleg exact, pentru că dacă persoana respectivă știe care sunt indiciile pe care să mi le transmită, o pun în temă și pregătim acest tip de lucru blind to therapist, putem lucra fără a intra în detalii. Este un protocol care trece bariera asta limbii, a verbalizării experiențelor și ne ajută la fel de bine, pentru că procesarea se face în interior și terapeutul chiar este un ghid. El ghidează, nu trebuie să intre în acest dialog dacă clientul preferă să nu o facă. Mulțumim foarte mult, Livia, și cu acestea am încheiat acest eveniment și toate evenimentele la sediul Doamne Oboseala, la standul editurii Herald. Am vorbit despre terapia EMDR în lucrul cu trauma, pornind de la cartea lui Ariel Schwartz, terapia EMDR, psihologia somatică. Nu mă lăsa acum la final. Nu, e ok.
Alături de invitații noștri, Livia Căciuloiu, Alex Căciuloiu și Laura Spânu, care au adus informații extrem valoroase despre această abordare terapeutică. Vă mulțumim și dumneavoastră că ați fost alături de noi și celor care ne urmăresc pe pagina de Facebook. Vom reveni și pe canalul de YouTube Herald și pe pagina de Facebook Herald cu alte filmulețe și materiale video despre cărțile publicate în portofoliul editurii Herald. Vă mulțumim, să aveți o seară minunată în continuare! Mulțumim!